Ne apropiem de finele unui an cu o semnificație majoră, centenarul Marii Uniri. Marea Unire a început în 27 martie 1918, prin unirea Basarabiei cu România, continuată apoi în 28 noiembrie 1918, prin unirea Bucovinei cu România, pentru ca apoi, în 1 decembrie 1918, Marea Unire să fie desăvârșită, prin unirea Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului cu țara mamă. S-au terminat atunci ani grei de lupte și de jerfe, astfel că acum anul centenarului reprezintă în egală măsură un an al comemorării eroilor și a martirilor acelor ani de foc, precum și un an de sărbătoare, sărbătoarea împlinirii unui vis secular al poporului român, dar în egală măsură trebuie să fie și anul în care fiecare dintre noi trebuie să devină conștient de propria obligație de a păstra zestrea oferită de înaintașii noștri, de a întări această țară și, dacă este să vorbim cu concepte moderne precum brandul de țară, fiecare dintre noi trebuie să devină conștient de propria responsabilitate față de imaginea României, față de brandul nostru de țară. Și credem că mai trebuie să vorbim și de rolul, poate mai puțin subliniat, al blajului în realizarea Marii Uniri. În secolele 18 și 19, blajul a reprezentat un centru cultural al românilor transilvaneni și un centru religios. Să nu uităm că aici a fost centrul școlii ardelene. Aici a apărut Biblia de la Blaj și prima gramatică românească publicată de Timotei Cipariu, cu importante instituții de învățământ românesc, și să nu uităm că pe școala de aici era scris "Aici a răsărit soarele românilor", Blajul a fost centrul unde nenumărați cărturari ardeleni și-au desăvârșit studiile. Și este vorba de Samuel Micu, de Gheorghe Șincai, de Petru Maior, de Ioan Budai de Leanu, de George Barițiu, de Simeon Bărnuțiu. Astfel, Blajul a avut un rol important în formarea conștiinței naționale a românilor și a jucat un rol important și în pregătirea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. De altfel, în 20 noiembrie a avut loc și reconstituirea celebrului zbor al Unirii, făcut de locotenentul Vasile Niculescu Popa, care a adus în 1918 mesajul guvernului României aflat atunci la Iași către fruntașii români din Transilvania, care pregăteau atunci Marea Adunare de la Alba Iulia. Și trebuie să spunem că astăzi Blajul este un oraș dinamic care se străduiește să ducă mai departe vocația înaintașilor, acea vocație pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi, de a contribui la dezvoltarea acestei țări, a unității și a valorilor cu care ea se poate prezenta lumii. Și credem că printre multele alte realizări importante cu care Blajul se poate mândri, se numără la loc de cinste și Compania Apidava, cetatea albinelor din inima Transilvaniei, care s-a străduit, se străduiește și a și reușit să ducă numele României cu cinste pe cele mai îndepărtate meleaguri, făcând din mierea românească un adevărat promotor al brandului nostru de țară, căci mierea nu este doar unul dintre primele produse de export care au făcut cunoscute meleagurile geto-dacice în lumea greco-romană acum câteva mii de ani, dar este și astăzi un produs de excepție, apreciat de toți specialiștii care ajung să-l cunoască, iar Apidava are meritul de a desăvârși toate aceste produse apicole și de a crea noi și noi combinații de apicole sănătoase și de a le prezenta întregii lumi. Iată de ce, pe bună dreptate, astăzi, în ceas de sărbătoare, Apidava vine să se alăture tuturor celor care înțeleg că sărbătorirea centenarului Marii Uniri este, înainte de toate, un act necesar de conștiință, conștientizarea datoriei noastre de a duce mai departe idealurile care au făcut România mare, idealurile de afirmare a valorilor românești, idealurile de unitate, de colaborare, de sprijin către cei din jurul nostru. Și este,
tocmai ceea ce încearcă Apidava să realizeze pentru dezvoltarea apiculturii din România, prin sprijinirea tuturor celor implicați sau dornici să se implice în această atât de minunată vocație, căci, conform tuturor datinilor, a fi apicultor este înainte de toate o vocație dată doar celor aleși. Este poate un motiv în plus să ne bucurăm că reușim să excelăm în acest domeniu. Iar adevăratul mod în care sărbătoarea centenarului Marii Uniri ne poate ajuta să privim cu încredere în viitor este tocmai angajarea noastră în promovarea adevăratelor valori ale României. La mulți ani, România! Și de această dată vă invităm la un concurs. 5 dintre dumneavoastră vor putea câștiga câte o delicioasă miere polifloră, roa florilor de la Apidava. Iată ce trebuie să faceți ca să participați la concursul nostru. La prezenta emisiune online vă invităm să inserați un comentariu. La mulți ani, România! La mulți ani brandurilor românești precum Apidava și peste 3 zile de la prezenta postare vom extrage la sorți cei 5 câștigători. Noi vă mulțumim tare mult, vă așteptăm în continuare alături de noi și vă invităm să susțineți produsele și brandurile românești și să spuneți împreună cu noi acum, în ceas de sărbătoare, la mulți ani, România!